Astăzi ne aflăm la așezământul social Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Slobozia și stăm de vorbă cu părintele Valentin. Vrem să știm ce se întâmplă aici în centrul dumneavoastră. În primul rând trebuie să vă spunem când a început activitatea socială, încă din anul 2009, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, s-a pus în mișcare acest așezământ social și cu, bineînțeles, dragostea autorităților locale care au făcut ca acest lucru să fie posibil. Activitate pe care noi o desfășurăm pentru victime ale violenței în familie. Ceea ce se întâmplă este un lucru normal, un lucru firesc, cum știm foarte bine, și ceea ce se întâmplă în societatea noastră, când lucrurile sunt date peste cap, valorile nu mai sunt așa cum erau odată, și încercăm prin această lucrare să facem un lucru bun și potrivit pentru aceste suflete, pentru aceste mame care se află în această imposibilitate de a se ajuta și întreține. Am văzut copii aici, am văzut mame. Cum ajung ei la dumneavoastră? Cum îi găsiți? În primul rând, prin sectorul social al Episcopiei Giurgiului și nu numai ale celorlalte episcopii, care au un sector social și astfel de cazuri sunt trimise acolo unde este potrivit. Cum vă spuneam mai devreme, fiind un așezământ pentru victime ale violenței, automat sunt încadrate doar aceste cazuri care nu au unde merge și în felul acesta sunt primite în așezământul nostru, așezământul social Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Suntem sub protecția Bisericii, sub protecția Episcopiei Giurgiului, după cum vă spuneam. Și perioada de încadrare este determinată între 3 și 6 luni, timp în care încercăm să rezolvăm problema socioprofesională a acestor cazuri, a acestor mame, și nădăjduim că lucrurile sunt normale și firești. Ce anume încercați să faceți în tot timpul ăsta pentru ei? Adică după cele 3-6 luni de zile, ei vor trebui să meargă undeva, să facă ceva. Mamele vor trebui să reușească să-și crească copiii, să-i întrețină. Cum îi ajutați în sensul ăsta? Sigur, în tot acest timp noi încercăm să oferim consiliere juridică, consiliere psihologică, consiliere spirituală, pentru că eu sunt preot și trebuie făcut lucrul acesta. Și înainte de toate, această găzduire temporară pe care noi o oferim și prin anchetele sociale făcute către primăriile de unde aparțin aceste cazuri, încercăm să rezolvăm aceste probleme, să fie încadrate în familiile lor naturale sau nu numai găsite anumite locuri de muncă printr-un parteneriat cu Inspectoratul Muncii. Încercăm să rezolvăm aceste cazuri și să nu se prelungească această ședere la nesfârșit, ci doar pentru o anumită perioadă ca să fie bine. Și să... Ați reușit să încadrați vreo mamă la serviciu sau să-i oferiți altceva decât a avut înainte de a ajunge aici? Sigur că da, avem câteva cazuri. Avem trei mame care sunt angajate în momentul de față și sunt stăpâne pe situație așa cum ar trebui, chiar dacă nu și-au refăcut viața normală pe care o aveau și înainte. Două mame angajate în București, o mamă angajată în Giurgiu. Cum vă spuneam, cu dragostea și înțelegerea unor oameni care au reușit să facă posibil această problemă a lor. În momentul acesta, câte mame și câți copii aveți în centru? În momentul de față sunt 29 de beneficiari, 24 de copii și 5 mame. În momentul de față. Dar un număr care nu întotdeauna este stabil, depinde de situație, depinde de perioadă. Odată sunt 20, odată sunt 30, 40, cel mai mult au fost 47 de beneficiari, mame și copii. Noi ne dorim ca să nu mai existe astfel de cazuri, să putem face cu totul și cu totul altceva, dar uitați că așa se întâmplă și trebuie să rezolvăm situația. Mulți copii!
spus mai devreme. Ați încercat să mediați, eu știu, relația dintre mamă și soț, ca după șederea aici mama să se întoarcă în familie, soțul să fie mai conciliant și să reușească să și continue viața? Sigur, acesta este primul aspect pe care noi îl avem în vedere, dar sunt mulți factori care determină aceste situații. În primul rând, se ține cont de starea adulților, atât bărbatul cât și femeia în unele situații. Se ține cont și de educația pe care i-au primit-o, de, așa cum spunem noi în biserică, de patimile care fac, care dezvoltă această problemă și această situație, printre care, în cele din urmă, vinovații sunt, între ghilimele, doar copiii. Pentru că ei se nevinovățesc, au cel mai mult de suferit din această problemă a adulților, a mamelor și, și bărbaților, a soților. Dar încercăm, cum vă spuneam, să refacem acest dezechilibru, în primul rând sufletesc, pentru că se produce o ruptură sufletească acolo, în, în viața copiilor și, cum se spune, încercăm să ne fixăm atenția, în primul rând, asupra copiilor, pentru că sunt nevinovați și trebuie să ajutați, pentru că mâine, poi mine, să fie oameni întregi, oameni serioși, oameni care să nu facă de râs această țară. Cum decurge o zi din viața lor aici? Ce fac mamele, ce fac copiii? Copiii merg la școală, îi ajută cineva la teme, se ocupă de educația lor? Da, păi ne gândim încă, la, încă de la programul de dimineață, cu trezitul, obișnuita rânduială, să spunem așa, cu baia, spălatul pe dinți, cu spălatul pe față și celelalte, cu ghiozdanul făcut, rugăciunea de dimineață, masa, după aceea toți copiii merg la școală sau la grădiniță, după cum, după vârstele lor. Mai departe, mamele sunt cele care sunt implicate în activitatea așezământului. O mamă este la bucătărie, o mamă este la sala de mese, o mamă la curățenie în interior, una la curățenie în exterior și așa mai departe. Deci fiecare, este, fiecare mamă este implicată într-o activitate a așezământului. Mai există, așa cum întrebați, există și voluntari din, din oraș, din Giurgiu și nu numai și din București, care vin și ne ajută constant, din când în când, ajutând copiii la teme, diferite activități de pictură, dans, muzică și așa mai departe. Eu mă ocup de latura duhovnicească, slujbele obișnuite cu rugăciunile, Sfânta Spovedanie, Sfânta Împărtășanie, Sfântele Liturghii și în felul acesta există un program normal ca în orice familie, așa cum ar trebui să fie în orice familie, gândindu-ne că este o familie mai mare. Noi locuind aici împreună cu soția, locuim în, în acest așezământ și încercăm ca lucrurile să fie cât de cât în, în valorile normale. Practic v-ați dedicat și dumneavoastră și soția și mama dumneavoastră, am înțeles că și fratele și sora vă ajută acestei cauze nobile până la urmă. Da, așa este. Eu de fiecare dată am spus tuturor oamenilor că de fapt este o stare normală, este un lucru normal pe care noi îl facem, dar subliniez că din spatele acestor lucruri, în spatele acestor lucruri, de fapt, există oameni, cei care au dezvoltat acest proiect social și cei care susțin acest proiect social în continuare. Și aș vrea să menționez că sunt foarte mulți oameni implicați în mod indirect, nu cum suntem noi aici, permanent, oameni care ajută de fiecare dată așezământul cu alimente, cu haine, cu rechizite, cu animale și așa mai departe, cu refacerea unor lucruri mai puțin plăcute din așezământ, cum ar fi instalațiile electrice, sanitare, cel care țin de latura administrativă. Deci, în spatele acestei probleme, de fapt, sunt oamenii care reprezintă biserica. Oamenii implicați, devotați, oameni deosebiți, pe care eu îi admir și îi felicit pentru acest lucru și pentru curajul lor de a arăta că, de fapt, nu suntem o națiune pierdută, ci suntem oameni deosebiți, oameni... Și nu suntem singuri până la urmă. Și nu suntem singuri, sigur că da. Deci, așa trebuie să privim lucrurile. Că suntem implicați cu toții în acest proiect social și nu numai. Oriunde s-ar dezvolta, s-ar face un proiect social,
trebuie să se antreneze fiecare în felul lui și să iubească lucrurile acestea, pentru că sunt normale și firești, nu este nimic anormal. Tot este normal și firesc. Din punct de vedere financiar, cum vă descurcați în afara acestor donații ca să asigurați toate cele de trebuință? Pentru că e o familie numeroasă ce aveți dumneavoastră aici și sunt convinsă că se întreține cu bani. Da, cum am discutat mai devreme, în primul rând, episcopia este cea care ne ajută. După aceea aș vrea să amintesc Consiliul Județean, cel care de fiecare dată ne-a înțeles și ne-a pus acolo în grila de încadrare. Oamenii cu posibilități din Giurgiu, și poate nu știu dacă este potrivit să dau câteva nume, dar fiecare știe fapta pe care a făcut-o și cunoaște ceea ce a făcut. Mulțumesc pe această cale totodată, pentru că mi-ați dat prilejul acesta, să le mulțumesc tuturor și chiar să adresez acest cuvânt giurgiuvenilor în mod deosebit, nu neapărat celorlalți din alte județe, ci în primul rând giurgiuvenilor, pentru că ne aflăm în județul Giurgiu, să se implice mai mult, să înțeleagă rostul acestei activități, pentru că este parte integrantă a sufletului nostru, și să ne implicăm cu toții așa cum se poate, de la mic la mare, de la o posibilitate redusă la o posibilitate mai mare. Am văzut că vă aflați prin proces de renovare, am văzut că se lucrează pe aici. Ce faceți în momentul ăsta? Da, de când s-a preluat acest așezământ, am lucrat la partea administrativă, să spunem așa. Instalație electrică, instalație sanitară, termică. Au fost oameni care ne-au ajutat și ne-au sprijinit și ne sprijină în continuare. Se lucrează încă la sector, un sector al așezământului. Încercăm să terminăm cu latura aceasta, să punem la punct, ca după aceea să o luăm de la capăt. Când se termină într-o parte, o iei de la capăt și tot așa. Dar e bine că se lucrează, este bine că oamenii sunt implicați și susțin această cauză. În momentul acesta aveți nevoie de ceva? Putem să vă ajutăm cu ceva în sensul că giurgiuvenii se uită la dumneavoastră și, așa cum spuneam mai devreme, este bine să întindem o mână celor care au nevoie. Sigur, nevoile sunt multiple dacă stăm să ne gândim așa. Ca listă de priorități ne gândim și la perioade. În perioada de iarnă ne gândim la combustibil, la lemne. În perioada de vară ne gândim la nutreți și cereale pentru animale. Pentru că, nu v-am spus, avem și o mică fermă, să o numim așa, unde creștem vaci, porci, oi, păsări, tocmai pentru a ne autosusține, în afară de ceea ce primim din partea oamenilor, să încercăm și noi să dezvoltăm acest capitol pentru a putea trăi zi de zi. Deci, nevoile sunt multe. Depinde acum de posibilitatea fiecăruia. Un om poate oferi ceva, un caiet și o carte, altul poate oferi o vacă sau eu știu, dau un exemplu. Fiecare după posibilitate și după limita pe care o are. Deși lucrurile nu sunt atât de bune în țara noastră, totuși oamenii, v-am spus, sunt implicați și ajută după măsura pe care i-o dă Dumnezeu. Aveți un mesaj de transmis soților acestor femei care trec prin aceste perioade neplăcute din viața lor sau pentru femeile care sunt abuzate domestic și poate nu știu că pot găsi ajutor la dumneavoastră? Păi, sigur, în primul rând nu ne dorim astfel de cazuri. În primul rând pentru acești copii, pentru că nu este normal și nu este bine să se întâmple așa ceva, dar mesajul meu este acela de a fi atent fiecare la ceea ce se întâmplă cu el, la sufletul lui și la viața lui, pentru că dacă este atent cu el, atunci este atent și cu celălalt. Și spune în Sfânta Scriptură foarte frumos să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În primul rând să te iubești pe tine așa cum ar trebui, nu sub forma narcisismului, și să te iubești normal și firesc ca să poți oferi și celuilalt dragoste. Să fii plin de pace și de dragoste ca și celălalt de lângă tine să ofere pace și dragoste. Dacă, așa cum spune un părinte al bisericii, Sfântul Tadei, Părintele Tadei de la Vitovnița,
Așa cum sunt gândurile, așa este și viața. Dacă avem gânduri de pace și de liniște, automat și viața noastră este încununată de liniște și pace. Dacă avem viața neliniștită și plină de patim și de lucruri care nu sunt normale sufletului, atunci și viața noastră e dezordonată și astfel apar aceste probleme pe care le vedeți și dumneavoastră. Deci mesajul este de a trăi așa cum se cuvine în biserică, de a iubi biserica, de a-L iubi pe Dumnezeu și atunci toate celelalte vor veni de la sine. Automat își vor iubi soțiile sau soțiile își vor iubi soții, pentru că există și viceversa, depinde de situație, să pună accent pe educație, să pună accent pe valorile normale și cele sufletești și atunci lucrurile sunt păstrate așa cum se cuvine.